Doamnelor, domnilor, după cum v-am promis, inegalabilul mitică Dragomir revine în vastele noastre studiouri de televiziune. Bună seara, domnul Dragomir, mulțumesc. Bună seara, bună seara. Împreună cu noi o confruntare de excepție cu CTP și cu Dana Budeanu și citesc din CTP și aștept răspunsul unei mitică. Bulbucatul mare maestru al matrapazlăcurilor, așa v-a zis Neamitică, v-a dat la operație. Ne povestește domnul Dragomir în această seară și cum a pierdut 4 milioane de dolari într-o zi și ce valoare are pensia specială recâștigată din care va face avere. Nu în ultimul rând, îl punem în fața asta, în seara asta, domnilor și domnilor, pe Neamitică față în față cu inteligența artificială și așteptăm de la el în calitate de oracol de la Bălcești să ne anunțe identitatea noului președinte, ca să nu facem două drumuri degeaba până la secția de votare. Ia, frumoasă prezentare, nu? Ne-am căsnit ușor. Foarte frumoasă. Domnul Dragomir, haideți să ne întoarcem în actualitatea tragică, din păcate. Bănuiesc că sunteți la curent cu uriașa tragedie produsă la Tohani, ferma dacilor care a ars 8 oameni morți, o tragedie fără margini. Prima întrebare, îl știți pe Dinicu ăsta? Nu, nu, nu. N-am vorbit în viața mea cu el. Nu l-am văzut până acum la televizor niciodată. N-am fost niciodată acolo, dar... am foarte mulți oameni care s-au dus să mănânce acolo. Era cel mai bun loc pe o rază de 500 de kilometri de acolo, nu de aici. Toți care ați fost acolo m-ați nebunică de bine să mâncă acolo. Era unic. Așa spun, eu n-am fost niciodată. Așa. De ce să? Dar am cel puțin 10 prieteni care, cu care am fost aseară la un restaurant. Toți fuseseră mai puțin Mitică Dragomir, eu n-am fost... Neamitică, ați avut atâția ani de zile afaceri în cărciumărie. Și vă întreb cu nasul dumneavoastră de copoi bătrân. Dom'le, ăla e incendiu spontan ce s-a întâmplat acolo sau vreau să-i facă cineva fel? Mor, eu iau de bună ce a spus cel mai mare criminalist al acestei țări, profesorul Butoi, în care eu am o încredere oarbă dacă spune că masa asta e roșie și eu văd că nu e roșie, am încredere în profesorul Butoi ce spune. Dom'le, nu se poate să 5 sau 6 focare să plece odată. Și mai mai leg de încă o chestie. În Horeca 2 mergeau nemaipomenit, câștigau nemaipomenit. Pescobar și ăsta, cum îl cheamă? Dinicu. Dinicu. Și la amândoi l-au luat foc prăvălire. La amândoi l-a luat foc, începând focul din 3-4 puncte. Mă, nene, eu știu că atunci când începe un incendiu, începe de la o priză, de la un reșou, de la un... Ăsta, mă, dacă se înceapă... Și cum moare unul aici și la 40 de metri moare altul? Eu spun... Eu n-am dreptul să nici să acuz, nici să nu acuz pe cineva. Nu, dar să emiteți o supoziție puteți. Dar o supoziție poți. Afară de asta, vreau să o spun așa. Se leagă de aprobări. Păi, domnilor, vă dau în premieră eu acum ceva mai tare decât asta nu există. Dați-mi. Vreau să știți că stadionul național nu are... Avizul? Nici stadionul național? Dom'le, țineți minte și nu poate să-i dea niciodată, nici în viitorii, numai dacă dărâmă iar, pentru că constructorul, eu am spus-o de acum 15 ani, așa. Constructorul a desfințat scările care urcă de la parcaj așa. Sus la în tribună. Dacă ferească Dumnezeu o mașină ia foc acolo, fumul omoară pe toată lumea, pentru că toți... Nu există căi de evacuare? Nu e caz unic în lume. Deci în lumea asta largă nu mai există al doilea stadion fără scări. Rețineți, fără scări din parcaj, unde sunt cel puțin 300 de mașini, să zicem, dar sunt mult mai multe, să urce în sus. Și atunci stau toți la coadă de 100 de metri ca să urce în două lifturi, intră 6 inși într-un lift. Hai să zicem, să intre 20 înghesuiți așa. Deci cea mai mare arenă sportivă a țării n-are avizisul. N-are avizisul. Fiți atenți aici. IGP-ul, Poliția Capitalei, toate... Casa Poporului. Casa Poporului. Sediu central al Departamentului Stațiilor de Urgență. Domne, ISU n-are avizisul. Și atunci noi condamnăm pe cine dăm. Dom'le, știți dumneavoastră... Nu vă întreb un lucru, Neamitică. Ați avut cârciumi. Dacă cârciumul ăsta avea avizisul
Și dacă i-a pus cineva în foc, într-adevăr, cum e supoziția, ardea mai puțin spectaculos decât acum? Dar vreau să spun așa, Victorie, condoleanță celor pieriți și vreau să spun, cea mai mare pedeapsă el a primit-o. Nu există pedeapsă mai mare, nici condamnarea la moarte, decât să-ți moară copilul, mai ales în fața ta. Decât să faci ceva în care să-ți moară copilul. Nu ai ceva mai scump pe pământul ăsta. Viața ta nu e mai presus decât viața copiilor. Asta gândesc eu și gândește toată lumea. Mai mare pedeapsă decât i-a dat Dumnezeu ăsta nu există pe acest pământ. Eu n-aș fi vrut să deschid subiectul ăsta, dar... Dom'le, nu există acest mai mare pedeapsă decât i-a dat-o... Cită legea, ce să... Condamnarea la moarte, dar nu mai există, nu era mai crudă decât ce-a pățit el. Păi eu... afară de asta. Dom'le, toată lumea îl condamnă. Eu n-am dreptul nici să-l condamn, nici să nu-l condamn, eu n-am dreptul nici să discut despre cazul ăsta, pentru că nu-l cunosc. Dar vreau să spun ce spune legea. Ce spune? Ce spune legea? Legea spune în felul următor, că un aviz, dacă eu mă duc și cer un aviz și în decurs de 30 de zile nu primesc un răspuns negativ sau pozitiv... De la autoritatea publică, în sfârșit. Așa? Atunci devine aprobat. Dom'le, eu știu că așa spune legea. Așa spune legea. O să o schimbe acum. Stați liniștit. Păi, domnul dragul meu. Ce spune asta? Dacă ăsta o fi făcut, că toată lumea îl condamnă. Da, dacă ăsta o fi făcut toate hârtiile, o fi depus toate hârtiile. E o bună întrebare, dacă le-a făcut sau nu. Da, sigur că da. Dacă a depus toate hârtiile și datorită faptului că primăriile au întârziat să-i răspundă, el a intrat în legalitate. A intrat în legalitate, dar funcționează de vreo 10 ani. Indiferent dacă e în legalitate sau nelegalitate, incendiu, dacă a fost pus, tot așa de crunt se desfășură. Nemeti, că te întrerup două minute. Avem o intervenție telefonică directă, specială și bănesc spectaculoasă. Un om care s-a dus la pușcărie pe un incendiu de și mai mari proporții, cu și mai mulți morți. Domnul Cristian Popescu Piedone, primar al sectorului 5. Bună seara, domnul primar! Bună seara, Victor! Bună seara, Neamitică! Strânească viața! Tot respectul! Vedeți vreo similitudine? Subiect. V-am urmărit de la începutul emisiunii. Vă rog! Spuneau niște lucruri așa, probabil, pe lângă subiect. Eu vă spun exact cu subiect și predicat. Spuneți-mi! Cine amintica a spus un lucru foarte interesant, de fapt singurul care a spus... Și de aici vreau pleca, că asta a fost și intenția intervenției mele. Oameni buni, vorbim despre o construcție. În primul rând, condoleanțe, cum a spus și neamintică, condoleanțe, oameni nevinovați, cel mai mare blestem al unui părinte să-ți moară copiii, s-a întâmplat și la tragedia de la Colectiv. Văd după această tragedie de care iată s-a întâmplat în 2015, în 2024, văd aceleași legi nemodificate, îl văd pe același Arafat defilind ca pe nevinovat și vă spun cu subiect și predicat, în noaptea tragediei acest Arafat, mega faraonul tuturor, dar când a vrut Băsescu să-i rupă capul, domne, vezi, Arafat, stai liniștit că toată lumea e cu el și nu știu ce. Acum lumea s-a convins de Arafat. Nu știu cine și ce fel și ce poate face. S-a convins și de vaccinuri, s-a convins de toți morții din spital. Nu este de vină. Piedone a fost de vină pe urși din pădure. Nu e problemă. Revin, în noaptea la tragedie la Colectiv, Arafat a spus, nu ajunsese încă zbudu, acolo era la Colectiv, era încă vechiul sediu al BGS-ului. Și primii care au ajuns acolo, eu fiind unul la 12 minute, am ajuns acolo, cei de la Crucea Galbenă, cu președinta în frunte și BGS-ul, care pe vremea respectivă și intervențiile aveau anumite salvări de intervenții rapide în colaborare cu salvarea. Iar domnul Arafat a ajuns la fața locului, venim președinta de față cu mine și de față cu mai mulți martori. Am spus-o și în cadrul procesului. Cu oamenii, poliția locală, oameni de începuse să fie răniții, arșii, pe diverse spitale, că nu și-a ajunsese ambulanțele, ajuns și acest Cruce Galbenă și acest BGS,
Alapat Bânzule, în fața mea, cel puțin de la... nu avem nevoie de dumneavoastră, nu avem nevoie de dumneavoastră, puteți să vă dați să ne ocupăm. Noi încă căram cu mașinile poliției și cetățenii civili care au oamenii arși de acolo. După care se întoarce s-a mirat și bigetul și cedinta Crucii Galbene, care aveau la dispoziție atunci vreo 4 salvări. S-a întors către noi și ne-a zis, țața asta de la Crucea Galbenă ne strică imaginea. Păi noi acolo vorbeam de imagine. Noi vindeam imagine sau salvam oameni? Cu acest faraon care izoleta, trotineta, elicopterul îl ține încă păi funcție. Stați un pic. Am terminat cu Arafat, nu este subiectul. Păi asta e, vreau să vă aduc în actualitate. De la colectiv. Da, asta vreau să vă întreb. Tragedia de la colectiv, nimeni n-a învățat nimic. Oameni buni, nu un ordin de ministru sau un ordin de general ISU să spui că în această prăvălie intri pe propria răspundere. Nu are avizis și intri pe propria răspundere. Tot centru istoric, toate marile prăvălii nu au. Ce a spus Amitică, nu stadionul, nu dă această lege. Degeaba nu vorbim de o, trebuie dată de îndată o lege organică. Legiuitorul trebuie să stabilească prin lege. Domne, ai construit ilegal, n-ai avizis, nu deschis, domne, nu deschis. Și s-a mai făcut o prostie. În 2020... S-a dat care e contestată de foarte... Eu înțeleg să intre în legalitate prin acest certificat de edificare a construcției. Dar nu pot să certific o construcție care a fost construită acum 8 ani, când regimul de înălțime este P plus 4 și el a făcut P plus 8 și cu mansardă retrasă și n-a obținut autorizația vândut și după legiuitorul spune acum că trebuie să-l pună în legalitate prin certificatul de edificare. Nu a avut nicio autorizație construită, totul, nu a avut niciun aviz. Și ești obligat de lege să-i dai certificatul de edificare. Da, sunt de acord să dăm certificatul de edificare atunci pe casele care se dădeau cu chitanță de mână, când se făceau pe vremuri, până în anul 2000. Dar nu pun unul ieri, dacă nu construiește unul autorizație, construiește un bloc, da. Și face un P plus 5 și în loc de P plus 5 face un P plus 10. Eu îi dau, ca atât am permite legiuitorul, îi dau o amendă de până la 1 miliard de lei cu neintrare în legalitate, cu demolare. Nu va demola, el va duce construcția până la cap, procese, paraprocese, și după 2 ani de zile, după 3 ani de zile când se anulează, sunt obligați să-i dau certificat de edificare. Așa s-a întâmplat și la Șura Dacilor. De chiar dacă la Șura... Ferma Dacilor. Ferma Dacilor. Domnul primar, stați un pic, că vreau să vă pun eu o întrebare. Chiar dacă vă întorc în trecutul care nu vă face nicio plăcere și nu face nimănui nicio plăcere. Clubul colectiv avea aviz de la ISU sau nu avea? Nu avea niciun aviz de la ISU, dar eram prerogativele mele să verific acest lucru. Pentru că și azi vorbim de declarații de o propria răspundere. Bun, haideți să vă întreb altceva. Domnule primar, dacă clubul colectiv avea aviz de la ISU, ardea mai puțin spectaculos și cu mai puțin victime? Mai puține victime? Niciodată. Toată lumea se concentrează pe lipsa avizului de la ISU, care este o lipsă. Când vine necazul, vine. Că noi trebuie să respectăm și să împunem o anumită legislație, dar cu natura și cu destinul și cu soarta nu se pune nimic. Poți să ai mama avizelor, poți să ai mama autorizațiilor, poți să ai ultima tehnologie. Dacă e să vină, îți vine. Te varză în câteva secunde. Domnule primar, dumneavoastră ăsta vi se pare un foc spontan sau un foc pus? Vă întreb așa, ca privitor de pe margine și ca om de administrație. Doamne, eu eram acuzat de abuz în serviciu, nu puteam să mă apăr la colectiv de foc, dar mi-am pus întrebări. Cum este posibil ca în 112 secunde, nici 2 minute, să se degaje o temperatură de peste 3200 de grade, doar la nivel cei care au fost arși au tracte și au fost la cei care au picioare. Să nu 112 secunde, când au venit pe pierd, eu când am ajuns, nu exista o flacără. Exista decât ceva fumegând. Nu exista, n-au avut ce să stingă pompierii. Eu nu vorbesc în supoziții sau nici aici,
e ceva, nu știu ce pot, nu sunt cel care să contar, nu este, ca să ne înțelegem. Nu poate să fie un foc așa instantaneu și să-i eu înțeleg, moartea albă, bioxidul de carbon, dormi, te adorme în loc să te trezească, le știu pe astea, dar chiar așa e... Nu știu, nu-i treaba mea și nu mă bag. Domnul primar arde pe o lungime de câteva zeci, dacă nu suta de metri. 10 ani și legiuitorul nu face nimic. Școlile, om bun, școlile, spitalele. Nu numai din mine, din București, spitalele. Și Aușescu, nu are visul. Nu are nimeni a visul, ca să ne înțelegem, și le funcționează. Cred că asta e concluzia momentului. Vă mulțumesc mult, domnul primar. Dacă mai aveți ceva de adăugat pe tema asta, v-aș fi recunoscător. Nu, singurul că trebuie să nu mai ne ascundem în spatele perdelei. Legiuitorul, dacă e legiuitor, să legifere. Nu să legiferează, pardon. Să nu stea în spatele cortinei și când pare către o tragedie, acum și în preajma sărbătorilor, nefiind subiecte, o dezvoltăm. S-a pus Batista pe sambal, ia foc. Au murit oameni, s-a pus Batista pe sambal, legea a rămas la fel. Dom'le, ai construit? Da, eu trebuie să-l demolez. Păi ca să demolez eu în sector sau în capitală sau oriunde, să demolez, să intri pe o proprietate, să-i demolez blocul în Neamitică, Dragomir, păi mi-a până la calendele grecești, nu se poate niciodată, mă judec cu el. A, proprietarul să-și demoleze și să-și facă. Deci, repet, sunt anumite anomalii în lege, sunt legi vechi, nimeni nu se concentrează pe funcționalitatea corectă a administrației și unei funcționare. Toată lumea vorbește, toată lumea e inteligentă, dar să te duci în subiect unde trebuie să ataci concret subiectul și să tai răul de la rădăcină și să-l crești cu adevărat, nu umblă nimeni. Ne adunăm cu toții să vorbim ce bine a fost, cum a fost și a fost. Nu a fost, domne, nu este. Nu avem lege pe care, concretă pe care să o respectăm. Vă mulțumesc mult, domnule primar. Sărbători fericite, ce să zic, și spor la treabă, că aveți mult acolo în sectorul 5. Breaking news, Neamitic. Neamitic, ori te-ai născut într-o zodie greșită, ori ți-a pus cineva gând rău. Clotil vine să-ți dărâme parcarea. Ia de la procuratură, îi să duc și umflă pe aia care au retrocedat terenurile pe care ți le-au vândut lumea tale și ți-ai făcut bloc. Cine și ce are cu... Dom'le, asta de vreo 25 de ani au vrut să mă curețe, dar n-au putut pentru că eu nu greșesc. Ca să fie foarte clar, mă feresc să greșesc. Da. Iar acum... doamna Clotilda. Așa. Și cu domnul Nicușor Dan, dar domnul Nicușor Dan a fost gentleman, nu s-a legat. Eu am parcarea din fața hotelului închiriată. Gardul era al primăriei capitalei. Parcarea este a primăriei? Da, eu plătesc în jur de 3.000 de dolari pe parcarea din fața hotelului. Bun. Deci, nu era gardul meu. Așa l-am preluat, așa am cumpărat cu parcare, cu gard, cu clădirea hotelului. Numai că eu am făcut împunătățiri, am ridicat nivelul la hotelului. Nu am mai umblat la gard și la astea. Peste 24 de ani, 23 de ani, a venit doamna Clotilda și a zis că am depășit cu 18 centimetri sau 28 odată, odată 18. Am intrat în nu știu unde. Că trotuarul este de 2 metri jumate. Așa. Acolo. Ai furat din trotuar. Da. Și, bine, ei au nevoie ca să-i propulseze, pentru că numai scandalul îi propulsează în politică. Ce a vrut să obțină o reacție de la Matale? Da, dar eu nu i-am dat satisfacție. Păi, îți dai seama ce era la gura mea, ce putea să-i zic ăștia, câte știu eu, ce s-a întâmplat la primărie. Ai un stabiliment acolo, da, care trebuie să funcționeze, da? Ai turiști, ai clienți. Plătesc, în afară că plătesc 110 muncitori care muncesc în hotel. Așa. Ce taxe plătesc eu primăriei? Sectorului 1. Sectorului 1. Afară de asta. Ce chirie plătesc pe parcare primăriei capitalei? Da.
Și a venit. Bun, s-a dărâmat gardul. Nu numai asta, dar și-a bătut joc, fii atent aici. Dărâma câte o jumătate de metru. Așa. Pleca. Întrezeau oamenii care dormeau în hotel. Plecau. Iar un metru a doua zi. Plecau. Dom'le, tot ca să eu să ies și să fac gălăgie. Așa. Eu nu i-am dat satisfacție, pentru că fiul meu, care este un tip super inteligent, că-l știi, nu vrea să facă scandal și tate. Bun, da, și care-i stadiul acu? Ești fără gard la hotel? Fără gard la hotel, dar eu plătesc în continuare pe gard și pe parcare la primăria Capitalei. Păi și ai acționat în instanță? Da, am chemat avocatul și o dau personal în judecată pe dânsa, pentru că e abuz în serviciu. Da. Și îl revendic de la primăria Capitalei, cu toate că n-aș vrea să mă leg de primăria Capitalei, că Nicușor Dan... cu Nicușor. Nu, mă, n-am fost prieten cu Nicușor, că eu am fost cu doamna Firea, n-am fost cu Nicușor Dan. Așa. Înțelegi? Păi ți-e frică? De ce să mai fie frică mie, mă, frate? Eu sunt pensionar, nu construiesc în București. Dar unde construiești? Construiesc în afara Bucureștiului. Da. Prin Motopeni, prin Pipera... Eu acolo construiesc. Dar bine, și terenul ăla pentru care i-a chemat pe ea la procuratură, ăla cu retrocedările din nordul capitalelea, nu e în București, unde ai făcut blocul ăla frumos? Ba da, dom'le, dar ăla e de ani de zile vândut. Păi și dacă ți vine ăștia să-l dărâme, păi, cum zise Pietro? Păi n-au cum, pentru că sunt al treilea cumpărător de bună credință. Păi ce eu iau? Păi fii atent aici când am luat terenul ăsta. Am luat cu un împrumut bancar. Așa. Verifică banca actele. Da. Am doi avocați celebri, pe civil și pe penal, odată. E notarul care... e intabularea. Păi sunt atâția. Toți au spus... Ca dovadă că n-am avut... Al câtelea cumpărător acum tale după retrocedare? Al patrulea. Al patrulea? Da. Al treilea sau al patrulea? Al patrulea, cred că am fost. Dar blocul e gata? E vândut? Locuiește lumea în el? De 3 ani. E vândut tot de 3 ani. Păi dacă te trezești cu buldozerele la poartă? Păi ce? Păi nu, că acum nu te mai trezești, că la matale l-ai vândut, da? L-am vândut, nu, dar nici nu m-ai chemat niciodată, pentru că au cercetat, nu te pui cu procuratura. Păi toată ancheta asta nu te-au chemat niciodată? Nu, nici ca martor, nici ca acuzat. Dar ai luat de la aia, de la firul vrăjitoarele, de la buftea lui? Nu, domne, l-am luat de la 2 femei. Așa, două femei, poți fi? Doamne îmbrăcate, de o eleganță extraordinară, ele au semnat. Și îți dai seama ce au verificat ăștia, că eu sunt ars, nene, cât au vrut să mă curățe. Tu îți dai seama că cât au verificat ai mei actele 100%. Iar eu... Și acum nu mai construiești deloc în București? În București nu mai construiesc, de pentru ce? Că... Băi, frate, nu știu ce se întâmplă. Puzurile și pugul Bucureștiului și puzurile București sunt oprite. Nu vreau să nici să-l întreb domnul primar de ce a făcut așa ceva. Bine, acum are și el nevoie de scandal. Am văzut astăzi în presă așa. Că a intrat într-un scandal cu Oan. Știi că și doamna Clotil... Într-un scandal vechi cu ea de la Oan, Doamna Clotil l-a căutat. Așa? Unul de scandal. M-a căutat pe mine. Numai că eu nu i-am dat satisfacție. N-am jignit-o, nu i-am zis nimic. Înțelegi? Acum văd că Nicușor are cu Oanu. Mă, le doresc și Clotilde și lui Dan, doamnei și domnului, să fie sănătoși și să auzim numai de bine. Mi-am uitat, apropo de afacere în alimentație publică, mă, nu zice Horeca intelectual, așa. Am văzut o declarație pe care ai dat-o, că ai pierdut într-o zi 4 milioane de dolari. Poți să ne spui și nouă? Da, domnule, nu este niciun secret, domnule. Am pierdut 4 milioane de dolari. Am cumpărat 5 saloane de nuntă într-o clădire de patrimoniu cu 1 hectar de desubt. Alea de la Piața de Flori. De la Piața de Flori. Da. Și am dat 8.500.000 pe 8.500.000 de euro. Da. Cu un împrumut bancar toți 8.500.000. Și cu ce ai garantat, bre, pentru 1.500.000? Cu hotelul și 2 blocuri. Bun. Deci cu hotelul și 2 blocuri. Deci ai cumpărat saloanele. Și am cumpărat saloanele. Și au mers un an de zile trăznet. Nu, am intrat în asociație în participațiune cu Digi. Eu am pus 8.500.000. Așa? Ei au pus
Trebuia să pună 3 milioane jumate, au pus numai 3.100.000, că am terminat eu între timp. Cu amendamentul că după cei 5 ani care îi folosesc eu, cumpără ei unitatea sau și ei 5 ani beneficiază ca și mine. Bun. Te alegi cu dosar penal pe asta. Stai un pic să vezi ce s-a întâmplat. Băi, am mers nemaipomenit. În primul an, trăznet. Al doilea an, a venit criza, fratele meu. Aia din 2008? Din 2008. Băi, nene, nicio conferință, nicio nuntă, niciun botez, de nimic. Aveam numai bucătari, 30 de angajați. Aveam 160 de angajați pe 6 saloane. 5 plus unul mic, de 100 de locuri. Dar ăla, aveam un salon de 1000 de locuri, celelalte câte celelalte 4 de câte 500 de locuri. E o clădire de patrimoniu făcută de mine de jos până sus, o nebunie de la Dumnezeu. Eu am fost în China singur, eu am cumpărat candelabre, nu în cap un candelabru, nu în cap în toată clădirea asta ta aici. Așa erau de mari și de frumos. A venit criza. Păi frate, n-am ținut o lună, două, trei, 4, 5, 6, 7, 10 luni. Voi după 10 luni pierdeam 60-70 de mii de euro pe lună. Numai pe lefuri și pe cheltuieli? Da. Dom'le, hotelul nu dădea atâția bani. Păi era în criză și hotelul era gol. Nu s-a nimeni nici la hotel. Fii atent aici. Și am început să intru în panică. Banca mă presa, dă-ne banii, că dacă nu îți vindem noi. Dom'le, mai lăsați-mă în banca, dom'le, cu banca nu te joci. Banca m-a forțat să vând și au vândut banca. Așa? Cu 7.500.000. Către cine? Către Digi. Că ei aveau... Păi dacă a fost manevră între Digi și banca să te facă. Asta nu... Dom'le, Digi și-au recuperat și cei... Dar ei mai exploatează acum? Da, ei fac cele mai grozave studiouri din această țară. Acolo? Păi are 12 metri înălțime. Eu o știu, nemitică, când trebuie să-mi postești mie, că am fost la nuntă la Matale în local, ca să zic așa. Da. Aia e cea mai grozavă clădire pentru televiziune din această țară. Din țară, nu de aici. Pentru că are înălțimea de 12 metri. Și asta toate... Dar te costă să o încălzești pe aia și să o răcești, nemitică, de-ți vine boala copiii. Doamne Dumnezeule, are totul făcut de mine. Tot păi și el implică costuri. Nu. Ce-ți dă curent gratis, nu, foarte, cineva și gaze. Foarte puțin. Ascultă-mă ce spun. Sunt zidurile de aici până în tine. E clădire de patrimoniu. Are un metru jumate grosime. Și geamuri, atât. Îți dai seama, de asta e o căldură, nu s-a putut. Are avizisul? Băi, n-are. N-are, a? N-are avizisul. Cât o stăm în... Nu, păi nu, la timpul respectiv nu cerea. Numai din 2020 te cer. Dar ai cum să te evacuezi de acolo, pe bune, nemitică. Dacă începe, ai cum să te evacuezi de acolo, dacă începe? Acolo era... Păi aveai curtea, un hectar de pământ. Păi da, totuși să ajungi în curtea aia. Știi câte erau ușile? Ușile aveau 4 metri. Îți dai seama, Gaura cât a ieșit după ce te-a executat banca? 4 milioane? Stai așa, eu am cumpărat cu 8.500.000. Așa. Plus, am mai băgat eu cel puțin 1.500.000. Deci eu. 10 milioane, așa. Ce? Plus Digi, banii lui Digi. Așa, aici, păi. În el. Ascultă-mă, iar știi ce e afacerea asta acum? Dacă și aveau eu? Păi dar nu mai ai, cât... Păi asta, cât ai și Gaură? 4 milioane? Da, 3 milioane și ceva. Hai, da, într-o zi. Altuși lua zilele neamitică la 3 milioane gauri. Dom'le, dar gândește-te dacă banca nu mă lasă cele 3 luni. M-a mai lăsat 3 luni banca. Așa. Că banca știi ce trebuie să... Banca, dacă vrea, te nenorocește. Da. Scoate la licitație. Cât aveam eu datorie? Mai aveam 7.500.000. Cu atât au vândut-o. 7.500.000. Au vândut creanța la 100%? Da. Și fii atent aici. Dacă mă lăsați și o vindeam eu, așa? Luam 15 milioane. Păi de unde mai? Afacere... Nu mai aveai bani soții la momentul ăsta. Aia e afacere acum. Acum? Acum este afacere de 25 de milioane de euro.
Păi fii atent. Să le faci și matale pe toate nemitică. Păi să spun. Nea Gigi, cine te sună? Băi, Ion Ciuclea, dar nu pot să-i răspund, că el nu știe că sunt la televizor și de-astea. O să afle. Da. Unde rămăsesem cu... La afacerea de 25 de milioane. Așa. Numai pământul costă 15 milioane de euro acum acolo. Băi, la 200 de metri de Casa Poporului. Tu-ți dai seama. Spatele Academiei. Da, la 200 de metri de Casa Poporului, în clădire de patrimoniu de o frumusețe rară. Au fost vămile române. Da, și Romtransul acolo. Bă, și gardul e de patrimoniu. Așa e. Am vrut eu să o bucățică de gard să-l dau ca să fac și... o poartă. Mi-a zis, te duci la pușcărie. Păi? Și dacă nu te duci la pușcărie, pe asta te duci pe afacerea cu Digi. Și care e afacerea ta, luma tale? Da, n-am nicio problemă cu treaba asta. Ne-am mitigat că am... Așa. Am promis telespectatorilor că dai niște răspunsuri în seara asta. Îi rog pe colegii mei să ne dea... Nu acuzațiile, onomatopeile, epitetele, spuneți-le cum vreți, adresate de domnul Cristian Tudor Popescu, domnului Dragomir, și poate ne spune domnul Dragomir ce-i mână în luptă și de la ce s-au luat. Hai să-l ascultăm pe CTP-ul. Dumnezeu alege uneori cele mai neașteptate ființe pentru a-ți trimite un mesaj. Odată, când zăceam frânt pe bancă cu capul în mâini, gândind febril cum să joc tie-break-ul final după peste 3 ore de meci dur, am auzit vocea răgușită, dar surprinzător de clară a unui bețiv de pe terasa cârciumii de lângă teren. Hă, unul când trage se moară, altul se scoală. O liniște stranie mi-a cuprins fulgerător mintea. Forța colosală a frazei m-a făcut să nu mă mai gândesc la nimic, m-am ridicat, am jucat și am câștigat. Același șoc asurzitor m-a lovit anul acesta la auzul zicerii veneratei cutre ceaușiste domnul Nea Mitică Dragomir, bulbucatul mare maestru al matrapaslâcurilor. Poporul român e un popor care vrea să fie fericit și domnul Cristian Tudor Popescu nu-l lasă. Năucitor, da, domnule, are dreptate. O dreptate formidabilă. Am simțit probabil ceva asemănător revelației orbitoare a lui Paul din Tars pe calea Damascului la întrebarea hologramei lui Isus. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Mai ales că Nea Mitică e și oracol din Bălcești, a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook. Uite, Victor, ce aveți, domnul? Uite, Victor, n-aș vrea să-l laud, dar nu-i nimic de capul lui. Și să spun... De ce? Păi, cum să fie ceva de capul ăsta, frate? Așa s-a certat și cu Vadim, așa s-a certat și cu Boanchi și cu... Nu știu mai ce. I-a făcut bine Gigi Becali, că i-a dat o scatoalcă bună de tot. Hai să nu încurajăm actele de violență. E, nu. Mai e bună. Fii atent aici. Suntem în epoca democrației. Băi, Victorie, cum poți tu să crezi că un om care are puțină carte, are destul. Cristian Tudor Popescu, vorbește despre o sfântă și despre etalonul sfințeniei ortodoxe creștine. Pe mapa mond, spune că a dezverginat-o Iisus Hristos pe Fecioara Maria din interior. Fecioara Maria. Ați mai auzit? Și ăsta îmi spune mie că are mansarda intactă, că nu e deranjată mansarda lui. Păi și cu ce te deranjează pe mătale? Presupun că ar fi deranjat la mansardă. Domnule, eu, lumea tuturor, suntem egali toți în drepturi, inclusiv... Domnule, fiecare avem dreptul să spunem o serie de prostii. Da. Așa cum spun și eu, cum spui poate și tu. Da, absolut. Bă, da, a lui e blasfemie, nu e prostie. Bă, nu se poate. Bă, dacă spunea un troglodit, bă, da, pe ăsta totuși îl mai citește lumea. O, da? Ori face asta... Tot așa, pentru că el toată viața din șantaj și din scandal a trăit. Ori face asta. Că așa, eu știu, trăiește el și din asta trăiește. Ori e plecat de acasă, bă, băiatule, ca să nu-i spun altceva, ca să nu vreau să îl jignesc și să stricție emisiunea. De ce? Dar ascultă mă ce spun. Dom'le, dacă a putut să zică cea, cum să... Și dacă nu era sfânta. De o femeie poți să spui că a dezvirginat-o fiusul? Poți să vorbești așa ceva? Păi nu. Nu. El vorbea. Nu, el așa a spus. Uite, am ajuns și avocatul CTP-ului. El vorbea din punct de vedere fizic. Domnule, individul ăsta așa a spus. Că femeia a rămas însărcinată, virgină fiind, și că odată cu nașterea s-a dezvirginat în sens invers decât pe cale natural. Este etalonul sfințeniei feminine. Da. Și îmi spui mie poate că... Poate nu crede în Dumnezeu, v-ați gândit la treaba. Chiar dacă
Nu poți să vorbești despre, nu despre sfântă, despre o femeie, nu poți să vorbești așa. Adică cum să spui de o femeie că a dezverginat-o fiuso? Băi, indiferent ce zice mie, dacă era, îi trăgeam una, fii atent aici. Doamne ferește, băi, fii atent aici. Descurajăm gesturile de violență. Băi, uite-te aici, pentru așa ceva, băi, este așa de crunt și de așa de grav. Păi ce a spus acest individ? Și rezolvăm cu bătaia neamitică. Păi altfel, cum să-l oprești pe ăsta? Păi dar nu-l asculți. Sau nu-l citești. Te-ai gândit la varianta asta? Ți-l bagă cineva cu forța. A, păi eu nu-l citesc, dar tu mai... Așa, acum... păi da. Nu, dar v-ați luat de la ceva înainte, nu? Nu, i-am spus că e grosier. A fost chiar blând. Da, i-am spus, domnule, în scrisul lui este un tip grosier care mie nu-mi place. Și atâta i-am zis. Da, Dana Budeanu, nu-ți place neamitic? Da. Da? Da. Să vezi ce sfat îți dă în 10 secunde. Trăiește magia sărbătorilor la Casa Timiș Wellness and Spa Resort. La doar o oră de București, un univers de poveste te așteaptă să te bucuri de cea mai frumoasă perioadă a anului. Obiceiuri și tradiții, ospitalitate cu suflet, gastronomie la superlativ, răsfăț spa, activități pentru cei mici și cei mari. Toate transformă sărbătorile într-o experiență memorabilă. Intră pe casatimiș.ro și află detalii despre vacanța ta. V-ați pupat sub vâsc, bravo, și la anul va fi la fel. Super bine, va fi foarte mișto, la fel ca anul trecut. Și mergeți înainte pe forță, tată, da, el n-are nicio treabă, nimic. Bă, cel mai bine este că te-ai îmbrăcat în roșu. La anul te sfătuiesc să te îmbraci în roșu și să-ți iei dracu viața în mâini și să nu vă mai mințiți ca imbecilele, da? Ei nu sunt cu voi. Lăsați pupatul sub vâsc. Ce e pup sub vâsc? Adică să am noroc să ce? Că tu nu vezi că e ghinion? Tu nu vezi că ești numai în ghinion? Ce să ai noroc să ce? Să nu te înșele el sau ce, care e gândirea? Băi, știți pe aia care nu mai pleacă? Sunt invitați de Revelion și ei nu mai pleacă până a doua zi dimineață la 9. Ce se întâmplă? Ce e, mă, cu voi? Întrebuiesc curentul de la tablou. Deci, când nu se pleacă? Eu, pac, întreb curentul de la tablou. Cât? La cât? La 1:30. Vreau să mă culc. Organizați Revelion neamitică sau nu? Eu? Da. Nu. N-aveți oaspeți acasă, nimic? Nu, eu cu nevastă am să fac acasă. A, deci nu... Dacă făcea Pescobar, și am zis că îl face și s-ar putea să mă duc la Pescobar aici, că a făcut cel mai tare restaurant al acestei țări. Ziceți, nu? Al acestei țări, reține ce vă spun. Am văzut astăzi. Trecem peste faptul că vă plătește chirie. Dom'le, la mine n-au mers, băi, Victorie. Băi, omul sfințește locul, a venit ăsta, dracu ăsta. Păi plătește chiria la zi, bun. Da, ce nu s-a pomenit. Afară de asta, am fost și eu că de 4 zile el stă zi și noapte acolo. Așa? Cu 100 de muncitori. N-am văzut în viața mea până acum. Eu am crezut că e de asta flușturatic. Așa. Nu există. Dar ce ziceți de sfatul lui Dana? Că e bun așa. Când vezi că nu mai pleacă musafirii de acasă, întrerup curentul din tablou. Și le zici, gata, mă, s-a închis revenirea. Nu. Tu știi că eu sunt un familist. Pot să spun că sunt exemplu, etalon, sunt și eu de familist. Și s-ar putea să fac cu copiii. Cu copiii nu mai pleacă. Pentru că anul trecut am făcut la Poiana Brașov și a fost... am făcut Costel Bucur și a fost un eșec total. De ce? Dom'le, am stat în cel mai luxos hotel. Așa? Și a fost de râs, ca să ne înțelegem, Poiana. Și am zis, nu m-am mai... Anul ăla fusesem la Dubai. Am prins numai ploaie, Victorie, și pe străzi apa de o jumătate de metru. Nu vă ajută nici noroc. Nu duceți la Dubai noroi. Și atunci, când stau acasă, e și vreme bună. Și stați acasă? Cred că stau acasă dacă Pescobar dă drumul la asta care îl face acum. Păi faceți Revelion, Olteanu de la Bălciș face cu Revelion cu fructe de mare neamitică. Nu e numai, ăsta nu e cu fructe de mare. Da, cu ce? E pe de-asta de ale noastre? Ăsta este... Pe țărănie? Ăsta, fii atent, este una, îi fac publicitate și am voie? Zi, bre, neamitică. E minunea de la, e una din minunile de la Maglavid. Fii atent aici. Are, așa, vezi tot ce face, are, nu știu cum se numește asta, carnea în fața ta, și toate astea, și sushi și peștele tot în fața ta, în partea asta, plus bucătăria care are în spate. A băgat la bani acolo să-i și meargă. Să dă Dumnezeu. Este cel mai spectaculos. Plătească mătale chiria și la este cel mai spectaculos restaurant din această țară.
trecem peste micul moment de publicitate al domnului Dragomir, care își promovează propria locație, și vorbim, domnule și domnule, despre... E locația lui, nu e a mea. Da, corect. Mă tare doar ești beneficiarul chimii. Așa a fost să fie. Nu sunt eu beneficiarul. Dar cine e beneficiarul? Primăria Capitalei cu mine. Astăzi, ești asociat cu Nicușor? Păi eu dau 40%. Eu sunt, am autorizație de construcție. Sunt printre puținii. 2-3 au autorizație de construcție. Și dăm banii pe care iei de la Pescobar. Îi dau 40%. Dau primăriei 40%. Dau la lacuri și parcuri. Și am grijă și fac și curățenie și tot ce trebuie pe asta. Ne amintică, acum vine momentul adevărului. Ia zi-mă. Zine, bre, matale, cine este președinte, ca să nu facem două drumuri aiurea până la secție. Dom'le, cele mai mari șanse da. Le are Ciutacu. Ciutacu? Ciutacu. Doamne, apără și păzește. Ciolacu. Așa. Cu toate că a făcut foarte multe greșeli în ultimele 3 luni. A făcut multe greșeli, multe. Și de ce ar avea cele mai multe șanse? Dacă are partid puternic în spatele lui. Joana a avut? A avut. Năstase a avut? A avut. Doamne, lasă-mă că să termin fraza. Da. Asta. Cu amendamentul, că s-ar putea să vină în ultimele 3-4 luni unul. Cine? Misterios. Unul, încă o dată, fixat de partenerul nostru strategic și da. De Comunitatea Europeană. Și ăla va fi pe modelul Băsescu, pe modelul Iohannis, pe modelul candidaturilor anunțate în ultima clipă. Domnule, eu semnul întrebării pun, dacă regele Charles a venit în România, a vrut să stea de vorbă cu un singur om. Cu Helvig. Ai matale bănuiala care putea apărea Helvig pe turnantă în ultima clipă, ca să fie marea surpriză. Eu dacă aș fi eu în politică... Așa? Păi ai fost. Am fost vicepreședinte de comisie parlamentară, am fost așa. Tare de tot, sunt singurul din opoziție din ultimii 33 de ani care am făcut o lege organică singur. Și te jură așa cu suporterii pe stadion. Doamne, este avantajul meu. Dacă nu ești înjurat, ești liniar, nu te bagă nimeni în seamă. Nu vezi ce face Cristian Tudor Popescu. Pentru ce face asta? Ca să-l înjuri matale. Nu, să-l mai înjure și alți sute de mii de oameni. Așa. Publicitatea negativă te ridică. Da, umblă Clotilda după scandal și așa mai departe. Doamna Clotilda. Ne amintim o surpriză pentru matale și pentru telespectatorii noștri. Am pregătit cel mai spectaculos revelion. Vreau să vă invit să urmărim împreună și să comentăm ulterior câteva secvențe de la repetițiile pentru care le-am făcut. Revelionul României. Cea mai mare surpriză! Măști, scenete și duete. E Andrei Avalan, Corbuța Vasilescu, ea e! Siriac? Siriac, vrei să mă părăsești în noaptea de revelion? Te rog! Cecila mea, și unde s-a dus? A fugit! Mințită, părăsită! Încercăm să demascăm! E Cabral! Doamna Lovi! Cine? El e Chiria! Confruntarea celebrităților într-un show de neegalați. Da, doamne, să nu mai mor! Fac un pic, că dacă tot a venit, facem o injecție. Domnul să fii și împărat! Opriți-o, Tacu! Părințiare, glorios! Intrăm în 2024 cu veselie. Stați să vedeți ce spectaculos o să fie. La comanda mea să cânte muzica. Șaca de gadranga, mi se rupte ștanga, vara de direcție. Dacă nici acum nu fi. Șlagăre, umor și voie bună. O noapte stelată. Super Revelionul Misterelor prezintă Lăduța Lupău alături de Ioan Corpoș și Marius Niță. Conector, băi! Asta zilele mele, sufletul și viața mea. Distracție în hohote de râs cu vedete și politicieni. Mărinte! Un spectacol cum nu s-a mai văzut. Bine, 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 bine. Dușmani, parcă pică.
prezintă Revelionul Măștilor, al duetelor și sceletelor, doar aici, la România TV. Ne-am uitat că am făcut ceva rău, că ne-am uitat și noi. Dar cum Dumnezeu i-a strâns pe atâția artiști, bă, este un succes absolut extraordinar, mă, frate. Dacă rămâi acasă să te uiți la noi? Băi, l-am văzut acolo și pe Simion, să știi că vreau să-ți mai spun o frază. Cum băi, ești? Joacă bine din opoziție. Joacă Simion bine? Ăsta. Băi, fii atent aici, e pentru mine e uimitor cum a putut să câștige. Dacă te duci la restaurant sau în altă parte și vorbești cu lumea, să știi că majoritatea numai la superlativ vorbesc de el. Eu n-am nicio treabă cu el, îți dai seama. Nu știu dacă l-am văzut de două ori în viața mea. Dar vreau să spun nici că... Nici când era pe stadion? Nu, ăla m-a înjurat. M-a înjurat. Și a fost împotriva legii mele făcute. Dar cu asta, eu nu pot să mint aici, dacă vin la tine. În afară, să știi că... Sunt câțiva... Depinde și de partenerii noștri strategici. Da, știi, Victorie, că nu numai noi. Hai, putem să votăm în draci. Tot ăia știu ce fac. Păi bun, păi și atunci de ce nu ne spune de la început cine e? Că doar că să ne dea nu, poporul trebuie să aibă iluzia că... Că votul lui contează, nu? Votul lui contează. Ne-am uitat că zicea că ai fost parlamentar. Am zis că ai câștigat, ții pensia specială înapoi. Cum și-a luat Iohannis țara înapoi. Domnule, vreau să spun o chestie. Este un drept care mi s-a cuvenit, conform legii? Da. Păi... Bun, eu am... Bine. Cine se pricopsește din pensie, mă? Cât eu am glumit atunci. Câte mandate ai avut? Două legislaturi. Așa, 76 de milioane vechi. De ce să nu iau dacă am muncit? Câte luni ai luat în urmă? Vreo 6-7 luni. Și eu am zis că mă pricopsesc din asta. Îți dai să... Și? Mama, au luat-o toate rețelele de socializare. Și se pricopsește, dragul meu, din pensie. Nu se pricopsește de amintică din asta, doamnelor și domnilor. Mulțumesc mult de amintică că ai fost alături de noi. Să trăiască privitorii, Victorie, să auzim mai de bine. Vă mulțumesc mult de tot, sărbători fericite, complimente familiei, domnul Dragomir, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră. Noi ne mai vedem fix în noaptea de anul nou, când, ca de obicei, vă voi cânta și vă voi încânta împreună cu Vali Vigelie și cu mulți alți rapsozi ai neamului.